Un act de vandalism s-a produs în orașul Florești. Au fost doborâți la pământ pomii decorativi de specie tuie ce au fost sădiți de curând. Poliția anchetează cazul dat. Acum câteva zile, pe strada 31 August din orașul Florești, au fost sădiți în jur la 1000 de pomi decorativi, unde au fost cheltuiți 249.000 de lei. Și iată care este rezultatul în ziua de astăzi. 7 pomi de pe strada 31 August au fost dobărâți la pământ și oamenii sunt nedumeriți referitor la cazul dat. Foarte urât din partea care au procedat. Noi chiar mi-a fost foarte plăcut, am fost foarte surprinsă de brăduțe care i-am văzut. M-am bucurat foarte mult, dar vestea care o spuneți e foarte urât și foarte urât pentru cei care procedează într-așa mod. Și ce credeți dumneavoastră despre cazul dat? Ce? Ei cu barurile, care îmblă mai mult sub eu și n-au și face și aia care rup. Eu am văzut de una de-a trecut și erau întregi. Sunt lui, știu lui. În primul rând, de cei care rup să nu se educați, care în primul rând, da? N-au minte, nu trebuie să distrug natura. Și ai lumea. Pa cum îți spune, așa e și lumea. Și nu des ne-a schimbat atât. Reprezentanții administrației publice locale califică această situație ca intenție de a submina credibilitatea autorităților locale. Eu bănuiesc că asta este o făcut intenționat, că din cauza că acești pomi nu au fost rupți și duși de aici, de la fața locului, dar au fost rupți și lăsați aici pe loc. A fost făcut intenționat acest lucru, cuiva e împiedica această acțiune făcută de către societate civilă împreună cu primăria orașul Florești. Cazul dat este anchetat de Poliția Municipală din orașul Florești. Mă adresez către toți cetățenii orașul Florești, către oameni de bună credință, către oaspeții orașului Florești. În caz dacă se depistează așa fel de încălcări, rog să ne informați primăria, să informați opinia publică, să informați poliția Raionul Florești.